Mihaela, reproșuri aprige la adresa lui Robert. Cei doi concurenți se îndepărtează din ce în ce mai mult. În momentul în care eu sufeream foarte mult îmi spuneai că mă pune cineva să fac scenete, că mă victimizez. Asta nu e o jignire. Mihaela, reproșuri aprige la adresa lui Robert. Cei doi concurenți se îndepărtează din ce în ce mai mult. În ediția de luni, 16 octombrie 2023, a emisiunii Casa Iubirii, Mihaela a fost întrebată de către Anton dacă își mai dorește să plece sau dacă s-a răzgândit între timp. Vizibil afectată de toate certurile purtate cu Robert în ultima vreme, Mihaela a răspuns cu sinceritate că își dorește încă să plece acasă. Pe de altă parte, Robert s-a întristat enorm și s-a arătat foarte revoltat de atitudinea partenerei. Gala de duminică, 15 octombrie 2023, a fost una tensionată și presărată cu multe momente agitate în care Katinka, Larisa și Laurențiu au ajuns în pragul eliminării, iar în cele din urmă, Andreea Mantea a anunțat faptul că Laurențiu și Katinka sunt cei care s-au salvat, în vreme ce Larisa a plecat acasă. Spre marea dezamăgire și tristețe a lui Anton, care speră că tânăra să mai rămână în cadrul show-ului pentru a se cunoaște mai bine. Mihaela, decizie radicală în Casa Iubirii. Vreau să plec. Aflați cum va reacționa Robert, care încă mai spera la o împăcare și ce se va întâmpla. Anton spune: Mihaela, mai ești supărată? Că ziceai că vrei să pleci. Mihaela spune: Da, da, vreau să plec în continuare. Bianca spune: Eu am impresia că dacă tu te-ai potrivi cu mai mulți băieți din casă, Robert se potrivește doar cu tine. Laurențiu spune: La ce mod se potrivesc? Din ce punct de vedere? Moral sau fizic? Bianca spune: Mihaela este tipul de persoană înțelegătoare care reușește să aibă răbdare datorită sentimentelor, să îl înțeleagă și să îl iubiască așa cum este el. Mihaela spune: În momentul în care eu sufeream foarte mult îmi spuneai că mă pune cineva să fac scenete, că mă victimizez. Asta nu e o jignire. Luni 16 octombrie, de la 10:00 și 16:30, la Canal D. Urmează eliminări pe bandă rulantă și sunt vizați chiar și cei vechi. Ce se întâmplă în gala de duminică din Casa Iubirii? Venim cu informații în avans despre gala din 15 octombrie. Cine este eliminat, cine este favorit și toate informațiile necesare. În gala din această duminică vom avea și un eliminat. După mult timp urmează să avem și un eliminat. Se pare că se apropie mare finală și trebuie să avem și eliminări. Eliminare surpriză, vom avea 3 concurenți propuși spre eliminare. Lasă un like și abonează-te la acest canal. Mulțumesc! Mulți se așteptau ca Robert să fie favoritul din această gală, deoarece s-a împăcat cu Mihaela, însă se pare că nu el va fi favoritul. Favoritul din această gală va fi Radu. Se pare că voturile sunt către cei care se victimizează cel mai mult. Radu primește cecul de 5.000 de lei. Tot Radu va avea imunitate totală și va putea propune încă un concurent la eliminare. Așadar, fetele îl vor propune la eliminare pe Laurențiu. Se pare că fetele au luat atitudine și se răzbună pe acesta, deoarece i-a făcut foarte mult rău Lorenei și a avut un comportament foarte rău. În casa băieților, băieții o vor propune la eliminare pe concurenta cu numele Katinka. Katinka este propusă la eliminare de către băieți. Katinka nu este la prima nominalizare, așa că concurenta deja este obișnuită să fie acolo. Urmează să propună la eliminare și favoritul acestei gale de duminică, 15 octombrie. Așadar, Radu o va propune la eliminare pe Larisa. Larisa este propusă spre eliminare de către favoritul acestei gale, Radu. Se pare că Larisa a fost votată, deoarece s-a jucat atât cu George, cât și cu Antoni. Lui Radu îi se pare un vot corect, deoarece nu îi vede Larisei un scop în această emisiune, deoarece nu este stabilă și doar s-a jucat până acum, pentru a rămâne în Casa Iubirii. Se pare că Radu nu a încercat să lovească în Robert sau Mihaela și a votat așa cum trebuie de această dată. Dintre cei 3 concurenți propuși la eliminare: Laurențiu, Katinka și Larisa.
Concurentul care va părăsi gala din data de 15 octombrie va fi concurentul cu numele Larisa. Larisa părăsește Casa Iubirii. Larisa a fost votată de către Radu și se pare că exact ea va pleca acasă. Să vedem dacă Larisa se va revedea cu George, deoarece aceasta ar fi adus în discuție că ar vrea să se revadă cu el. Ce părere aveți? Este o decizie corectă ca Larisa să plece acasă? Lasă un like și abonează-te pentru alte informații suplimentare din emisiunea ta favorită, Casa Iubirii. Anunț bombă făcut de Andreea Mantea. Lorena și Katinka schimb de replici acide. Cele două rivale vor ajunge din nou în conflict din cauza lui Laurențiu. Știe mai multe despre Lorena, dar nu o să spună în emisiune. Lorena și Katinka schimb de replici acide. Cele două rivale vor ajunge din nou la cuțite. Mărul discordiei va fi Laurențiu. Andreea Mantea, anunț important pentru concurenții din Casa Iubirii. Este o gală cu eliminare. Aflați ce reacții se vor stârni și cine va pleca acasă. Cel de-al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii aduce în continuare în atenția publicului noi ediții de excepție, concurenți dornici să-și întâlnească perechea și să-și construiască relații serioase, însă și multe răsturnări uluitoare de situație și tensiuni aprige. După o săptămână apresărată cu multe momente tensionate și conflicte de proporții, concurenții vor avea parte de o gală la fel de agitată, la finalul căreia unul dintre ei va pleca acasă, în urma situației voturilor primite din partea publicului. În ediția de gala de duminică, 15 octombrie 2023, în Casa Iubirii se vor derula noi momente tensionate și discuții aprinse între concurenți. În cele din urmă, Andreea Mantea va anunță că la finalul serii cineva va fi eliminat, fapt ce va crea și mai multe emoții și presiune pe umerii tuturor. Lorena și Katinka vor avea din nou un schimb de replici acide, din cauza lui Laurențiu. Copăleșită de gelozie, Lorena îi va reproșa rivalei sale faptul că s-a apropiat din nou de partenerul ei. Pe de altă parte, Katinka va încerca să explice în fața tuturor faptul că nu are sentimente pentru el și că nu și-a dorit niciodată să se apropie de Laurențiu. Andreea Mantea spune: de la ce v-ați luat voi două? Lorena spune: Katinka se pare că are o problemă. Eu n-am nicio problemă. Katinka spune: eu am probleme cu toată lumea aici. Visezi mereu că eu îl vreau pe Laurențiu. Ia-ți-le fata mea și duceți-vă. Tu ești perfectă pentru el și el pentru ține. Eu te-am considerat pe ține prietenă. Dar nu ești prietenă cu nimeni. Bianca spune: Katinka știe mai multe Lorena, dar nu o să spună în emisiune. Duminică, 15 octombrie, de la 16:00 și 19:00 la Canal D. Urmează eliminări pe bandă rulantă și sunt vizați chiar și cei vechi. Ce se întâmplă în gala de duminică din Casa Iubirii? Venim cu informații în avans despre gala din 15 octombrie. Cine este eliminat, cine este favorit și toate informațiile necesare. În gala din această duminică vom avea și un eliminat. După mult timp urmează să avem și un eliminat. Se pare că se apropie mare finală și trebuie să avem și eliminări. Eliminare surpriză, vom avea 3 concurenți propuși spre eliminare. Lasă un like și abonează-te la acest canal. Mulțumesc! Mulți se așteptau ca Robert să fie favoritul din această gală, deoarece s-a împăcat cu Mihaela, însă se pare că nu el va fi favoritul. Favoritul din această gală va fi Radu. Se pare că voturile sunt către cei care se victimizează cel mai mult. Radu primește cecul de 5.000 de lei. Tot Radu va avea imunitate totală și va putea propune încă un concurent la eliminare. Așadar, fetele îl vor propune la eliminare pe Laurențiu. Se pare că fetele au luat atitudine și se răzbună pe acesta, deoarece i-a făcut foarte mult rău Lorenei și a avut un comportament foarte rău. În casa băieților, băieții o vor propune la eliminare pe concurenta cu numele Katinka. Katinka este propusă la eliminare de către băieți. Katinka nu este la prima nominalizare, așa că concurenta deja este obișnuită să fie acolo.
urmează să propună la eliminare și favoritul acestei gale de duminică, 15 octombrie. Așadar, Radu o va propune la eliminare pe Larisa. Larisa este propusă spre eliminare de către favoritul acestei gale, Radu. Se pare că Larisa a fost votată, deoarece s-a jucat atât cu George, cât și cu Antonii.